Salutări! În fața voastră iarăși este Victorius Libertus și pentru voi astăzi am pregătit o temă neobișnuită și din păcate cam des întâlnită, care face parte din grupa Prostia Omenească. Cei care m-au urmărit cunosc că anul trecut am activat o perioadă ca voluntar la Art Lab EcoCamp, iar mai apoi am continuat ca administrator. Pentru cei care nu cunosc, pe scurt povestesc. Art Lab EcoCamp a fost un proiect în care fondatorii au dorit să combine un camping la natură cu valorile organizației Art Labyrinth, adică cultura alternativă, viață conștientă, sănătoasă și în armonie cu natura. Desigur, pentru aplicarea acestei idei era nevoie de o gamă mare de documente și permisiuni. Și băieții lucrau mult asupra aceasta, însă ei n-au luat în considerație un factor, factorul social, și anume niște localnici nemulțumiți din satul de alături care se numește Furceni. După părerea lor, noi am venit pe acest teritoriu să le furăm pământul, să le distrugem natura, iar de urma noastră va rămâne încă o gunoștie în această zonă. Pentru a ameliora situația, am decis să facem o întâlnire cu localnicii unde le vom putea explica beneficiile dezvoltării proiectului asupra zonei și asupra satului. Cum a parcurs această întâlnire, acuși veți vedea și voi. Noi am venit cu propunerea că noi, cum credem noi, noi putem aduce dezvoltare la sat și la regiune. Mesajul care s-a adresat Art Lab EcoCamp a fost clar și scurt. Paralel cu dezvoltarea ecocampului se pregăteau diferite proiecte, plantarea copacilor, colectarea gunoiului, crearea cărărilor turistice oficiale, dezvoltarea turismului în zonă și altele. Că uitați-vă, construcții sunt o grămadă, chiar și în sat, dacă nu știți, să vă spunem, jumate din sat, căsele sunt goale, nu trăiește nimeni. Și nu avem nevoie ca să mai acoperim încă pământul ăsta cu asfalt și cu... Eu sunt uimit cât de necompetenți sunt acești oameni. Ei nu văd legătură directă între dezvoltarea turismului în zonă și în dezvoltarea economiei, dezvoltarea satului, calității drumurilor și la urma urmei chiar a circulației transportului public. Odată cu dezvoltarea turismului în zonă și a satului și vor apărea oameni care vor dori să trăiască în această zonă. Dumneavoastră ne distrugeți natura noastră care este dată de Dumnezeu. Nu ne trebuie, înțelegeți? Cât timp a activat Art Lab EcoCamp în această zonă, s-au strâns zeci de saci de gunoi care au fost sortat și dus la centru de reciclare. S-au plantat peste 1000 de copaci pe plante și de-a lungul râului Răut. EcoCamp se numește nu de atâta că această denumire este frumoasă, însă de aceea că influența asupra naturii este minimă. Toate construcțiile erau timpurii și ridicate de la sol. Toaleta nu era cu scurgere în pământ, resturile se colectau și se ducea la locul amenajat pentru compostare. Locurile pentru rug și pentru foc nu erau pe pământ, însă erau delimitate cu un strat de nisip și pietre. Lemnul pentru foc nu se tăia, nu se colecta din pădure, el se cumpăra oficial și se aducea aici la loc. Chiar și vesela nu se spăla cu substanțe chimice, dar se spăla cu cenușă și cu muștar. După toate aceste fapte care vi le-am postit, am o întrebare la voi, la cei care urmăresc. Cum considera cine mai negativ a influențat asupra acestei zone? Localnicii care au tăiat toate pădurile și au arat pământurile sau acest EcoCamp care a activat aici doar câteva luni. Posibil că nu e legal. Ia uite, dar noi nu se leagă așa cuvântul. E legal. Cum este? Domnule, de unde e legal să vine un lamatal în cotă, în terenul care s-a pățit? Nu știu cum s-au reținut furcinii până acum. Acest om merită mai multă atenție, așa că despre el mai multe detalii. El îl cheamă Oleg Gașper și el a fost fostul primar acestui sat. El cu toate puterile și prin toate metodele încearcă să întoarcă în funcția precedentă. În biografia acestui om poți rupe picioarele, el a fost și comunist, și pildemist, și blocul acum, adică care partid este la modă, în lista lui poți să găsești numele acestui om. Nu știu cum voi vă atârnați față de așa persoane, însă eu personal îi suport cam rău. El niciodată nu înceta să repete că Art Lab EcoCamp era amplasat ilegal în această zonă. Chiar după ce am prezentat permisiunea de la administrația rezervației, permisiunea de la ecologie, permisiunea de la arheologie, permisiunea de la civicultură, el oarecum continua să repete că noi suntem ilegal aici. Dar eu la el am altă întrebare. De ce, domnule Oleg Gașper, considerați că acest teritoriu care este în rezervație, care este teritoriul țării, la dumneavoastră în cotă și este privat? De atâta. Alte întrebări sunt? Dar eu lăsat la soții, trebuie să vină cu furșele, cu tăți sară, să vă dușiți de acolo de unde ați venit. Să știți! Să știți-vă! Cam așa consideră această doamnă că trebuie de rezolvat o neînțelegere. Alo, treziți-vă, suntem în secolul 21, oamenii s-au învățat să comunice, să ajungă la un numitor comun. Însă hai să ascultăm ce poate să ne mai spui. Dar și ei asta, eu să mă duc într-o duminică să mă hodinesc, eu n-am chef să mă hodinesc acolo, e pus să
Что ты, черт побери, такое несешь? Ка сын целедец, аста ео ан фост уому, карян статку автомату, что я пермис очисти дуамне, антру думиника сависа одихняска. Смаскузац, ты с моих стрим корект. Хой диняска. Eu vă spun serios că nu avem nevoie de dumneavoastră. Eu nu înțeles că dumneavoastră vă sunteți... Deodată ați venit cu decizia. Domnule, eu înțeles de când am vrut să discut cu dumneavoastră, dar nu v-am văzut până acum. De când ați apărut aici? N-aveți dreptul să veniți pe locurile noastre? Faptul că timp de 4 luni această doamnă care intră atât de tare dorea să vorbească cu noi, însă nu ne-a văzut, în timp ce ne aflam la un kilometru de la sat, cred că explică dorința ei reală. Însă eu la domnia ei am altă întrebare. De ce ei consideră că acest teritoriu este al lor și gata? Și de ce ei consideră că ei sunt cei care decid cine are dreptul? De atât. Dar de-am voie singur, știți că dacă noi să strângem din urma la cetate, nu trebuie să strângem din urma la nimeni. După cuvintele acestui om, eu am înțeles de ce noi am strâns atâția sași de gunoi în această zonă. Acesta nu este teritoriul meu, cum strigă acești oameni, că e dat de la Dumnezeu nouă. Acesta nu este pământul meu, dar este țara mea, este planeta mea și a strâng gunoiul și nu e important cine l-a zvârlit. Deoarece eu nu doresc să trăiesc într-o mizerie. Însă până când sunt oameni cu așa o gândire, noi așa străim într-o mizerie, deoarece asta și merităm. Localnici? Nu sunt, majoritatea, nu că toți, nu suntem de acord ca dumneavoastră să fiți aici. Iată, spuneți-mi, și voi cunoașteți așa oameni care consideră că ei au drept să vorbească din numele toți? Care toți? Voi, acești 5 oameni? Din sat ne-au vizitat și alți localnici, ne-au spus că, wow, faceți ceva deosebit, ceva interesant, ne-au dorit succese. Ei tot fac parte din acești toți, sau ei sunt niște trădători? Ne eliberați locul. Pentru că este locul nostru natal. Bine? Noi vrem să... Dar noi nu vrem. Noi nu vrem. Nu vrea nimeni să vă asculte. Dacă noi nu vrem, înseamnă că... Eu știu ce vreți. Noi vrem și noi vrem. Dacă nu vrea satul să vă asculte. În prezent, proiectul Art Lab Eco Camp este închis. Acești săteni au obținut marea lor victorie. Întrebarea lor principală întotdeauna ce să am eu din aceasta. Nu ce să aibă zona, ce să aibă regiunea, dar ce să am eu personal. Noi încercăm să-i convingem cu diferite proiecte, însă un copac sădit nu este un leu în buzunar, anume așa gândesc acești oameni. În perioada de iarnă, cât nu a activat campingul, s-a furat tot ce s-a putut. Au fost rupte ușile, s-au stricat geamurile, au dezmontat toate scândurile care au putut să le dezmonteze și chiar au urcat sus și au furat o parte din acoperiș. Se spune că în această zonă mii de ani au trăit triburi, însă oamenii care au făcut aceasta mi se pare că au făcut parte dintr-un trib de vandali. Până există oameni cu așa timp de gândire, noi departe nu vom putea pleca. Aici se finisează această istorie. Art Lab Eco Camp întotdeauna va rămâne în sufletul nostru. Propun o minută să ne aducem aminte cum aceasta a fost. Vă mulțumesc pentru vizionare, fiți alături de mine!